Bună, dragilor, din nou punem la cale o distracție la cote maxime în Herăstrău, aici unde ne aflăm. Ei bine, pentru că am zis că astăzi ne depășim fricile, m-am gândit să-i arunc direct în tornadă pe TJ Miles și Francisca. Chiar în acest moment ei au ales să stea tot împreună în această caracatiță absolut demențială care se învârte, știți cum? Are o viteză de nici eu nu pot să-i urmăresc, este ceva incredibil. Au amețit, asta au spus ei acum. Deci, ei efectiv, nu... am amețit! Iubirea este amețitoare! Au amețit și asta se întâmplă, într-adevăr, și în relația lor. Sunt încă amețiți de iubirea pe care și-o poartă unul altuia de un an de zile de când s-au cunoscut. Hai că, uite, au învins și această tornadă tot împreună, exact cum spuneam. Wow! Sunt tare curioasă dacă... Deci, efectiv, nu mai văd. Sunt tare curioasă dacă au nevoie de ajutor pentru a coborâ de acolo, din această tornadă. A fost crazy. Să mergem un pic către ei, să vedem exact dacă se descurcă să coboare din tornadă. E adevărat că nimeni nu s-ar fi așteptat să fie o excursie și o experiență atât de furtunoasă într-o zi atât de călduroasă. Wow! Ușor, ușor, ușor! Chemăm ajutoare? Medic, medic! Chemăm ajutoare? Deci eu nu mă prefac, ok? Ok, poate sunt actor bun. Dar asta m-a amețit! Păi, efectiv. Și e pentru copii, tu îți dai seama? Păi tu, deci eu am senzația că așa... Așa aud și efectiv, deci să știi că așa e și în viață. Deci caracatița asta de tornado m-a efectiv m-a amețit. Ce pot să spun este că aș mai face, poate, nu știu, never. Nu mai face asta? Nu-mi place să fiu rotit. Îmi place să sar, îmi place să merg la trampoline, să arăt cum sar. Hai să vedem cum sar acolo. Dar nu-mi place să mă învârț ca un titirez. Ce-ar putea presupune a fi o tornadă în viața voastră? Oh my God, deci o tornadă, eu zic că cel mai greu lucru pentru un cuplu este loialitatea. Din fericirea ei și norocul nostru este că eu sunt loial cap cu adă, scrie și pe mâna mea loyalty. Dar loialitate, caracterul, respectul, chestiile astea sunt foarte importante în relație. Comunicarea, bravo. Că în momentul nu mai suntem sinceri și nu mai vorbim, chestiile care poate par mărunte, să știți că eu am învățat cu el lucrul acesta. O chestie, comunicare importantă, dar follow-up-ul, să știu că ai făcut ce ți-am spus să faci. Și că ți-am dat un răspuns. Hei, vezi că m-am dus. Hei, vezi că am făcut. Deci, fiate, mi-a revenit. Da, gata. În momentul ăsta, gata, sunt bine. Doamne ajută, și pentru că te-ai revenit, am o nouă provocare pentru voi. Da, o să fie nevoie să dăm jos acest lanț foarte valoros. Dă, nu coace, mă descurc, am văzut niște băieți aici. Da, zic, vezi că faci și o vacanță în Maldive și tot ce vrei tu. Da, mă, exact. Chiar nu știam cum să fac. Mamă, dar chiar e greu, nu știam cum să fac rost de bani în vara aceasta. Te rog, o să fie nevoie să vă descălțați. Haide. Pentru că acum vreau să săriți peste obstacolele acestea despre care mi-ați povestit. Deci totul e o metaforă. Haide. Totul este o metaforă. Viața este plină de tot felul de lucruri. Voi, în primele zile m-ați dat pe tobogan. Deci m-ați spus la ce mi-era cel mai frică până acum. Eu sunt panicoasă rău de tot, sunt băbălaică. Și sunt din asta de... E frică de înălțimi, că m-a suit în caracatiță, mi-e frică de viteză și de chestii în apă. Haide, aici. Da. Nu mă bag aici. Miles, fii tu, fă onorurile la salteluța din mijloc, Francisca la cea din partea stângă. Opa, opa! Și acum sunt tare curioasă să aflu... Mamă, stați așa, că trebuie să mă mențin și eu. Jur! Mă, e tare să fii copil! Da. Deci, fii atent, eu iubesc... Zi-mi un obstacol peste care ai sărit acum. Am sărit pe adversarii care am vrut să-mi pună bețe în roată și am reușit cu Francesca să construim ceva frumos în România! Be careful! Francesca, tu? Be careful! Eu am reușit să sar, în primul rând, peste frica mea fizică de înălțime și de mișcare și de tot, și am trecut peste treaba aia cu ce zice lumea. Bravo! Vorbește lumea, dar nu voi. Înțelegi? Ce a zis lumea? Păi aia și întrebarea om. Ce au zis până la urmă? Că eu am dormit foarte bine, n-am auzit. Să fiu sincer, eu iubesc acest joc. Like, eu iubesc. Eu să încerc să mă duc de aici acolo.
Ia. Eu zic să nu încercăm lucruri necugetate. Wow! Stai. Mamă, ești incredibil, în încheiere, dragilor, vreau să-mi spuneți împreună, să vedem dacă vă cunoașteți atât de bine în doar un an de relație, un obstacol comun peste care ați trece așa, ținându-vă de mână și cu inima deschisă? Cred că orice eșec în carieră sau pe plan personal, dacă suntem împreună și e comunicarea cea mai bună și e loialitate și e sinceritate, putem să trecem absolut orice. Nu? Maius, zis bine? Maius, te rog frumos, avem nevoie de tine și mâine și de tine, Francisca, pentru că v-am pregătit noi provocări. Așadar, dragilor, fiți cu ochii pe noi, pentru că ce o să se întâmple mâine depășește orice imaginație. Imaginație tot. Hai că eu mă retrag de aici, că oamenii ăștia chiar sunt săriți de pe fix și ei. Cam atât de aici, înapoi la voi. Dami, eu nu înțeleg, ce încerci tu să-mi spui prin acest mesaj? Bună dimineața, dragilor! I-am adus într-un loc fermecat pe TJ și pe Francisca. Într-un loc, știți cum? Este locul perfect unde ei cu adevărat își pot depăși orice frică pe care o au în relație. Și spun asta pentru că deja au urcat în trenul vieții, a se observa. Sunt într-o omidă fioroasă, cum nu s-a mai văzut, nu s-a mai întâlnit. Ei se distrează, sunt foarte fericiți de tot ceea ce se întâmplă și practic depășesc orice urcuș și orice coborâș din viață împreună. Ei practic așa și-au unit iubirea și așa și-o vor continua. Wow, wow, wow! Și chiar în acest moment ei au terminat cursa din trenul vieții. Bună, dragilor! Trenul vieții! Bună dimineața! Depășim toate fricile. Deci, efectiv, o să încerc să mă dau jos de aici, dar aveți răbdare? Da, avem. Capul este un pic mai micuț, iar TJ este ceva mai măricel, așa. Și cred că asta i-a și plăcut Franciscai. Francisca, te-a atras faptul că el este masiv, este un bărbat puternic? Da, și am avut o plăcere fantastică să-l înghesui într-o omiduță din aia, așa de drăguț, dar nu era drăguță omida. Deci eu, efectiv, nu m-am dat în omidă în viața mea, dar este primul lucru pentru orice. Adică, să fiu sincer, a fost așa de fun, ok, nu a fost foarte scary, că nu e mare ride, dar nu contează, că sunt aici, marți, vorbește lumea, soare, cu Damiana, cu Francesca, avem fun, cu omida. Trenul vieții. Ce am aflat în trenul vieții? Ce ați aflat? Că practic am stat în creierul unei omizi și practic mie mi-a fost... Eu mi-am învins o teamă pentru că mie mi-este foarte frică de omizi, nu știu voi. Eu am văzut viitorul. De mică când cădeau pe mine de pe copac, mi-era frică așa și mi-era... Deci eu efectiv am văzut viitorul, dar e simt pentru mine. Eu nu o să spun. Haideți să duc în altă parte. Nu, o să afli. Este strălucitor. Până la tine totul e strălucitor. Eu vreau să luăm mașinuță. Ești pregătită? Hai. Asta am venit aici, dragilor, pentru a ne testa și pentru a observa cam cât de pricepuți suntem în ale condusului. Și asta pentru că am văzut că i-ai făcut ca două mașină roșie ca focul. Care îți place? Să meargă norocul. Ador, nu că-mi place. Și roșu, să știți, este culoarea mea norocoasă și favorită. Deci la mine roșu, astăzi sunt în roz, dar ce trebuie tu să știi, important înainte de a ne urca în mașină, că toți suntem în acest loc magic, este faptul că în mine ai cunoscut cele două părți. O zână și tot o zână, doar că una care vine pe mătură, când e un pic mai într-o... o zână rea. Uneori putem să spunem rău. Deci o să mă bat la acest joc? Hai să vedem. Și asta pentru că eu voi merge pe mâna Franciscăi și sunt tare curioasă. Uite, să eu o să fiu polițistul. Ok. Eu mă bag la polițist aici. Da, haide. Hai, noi două în asta. Și haide. Doamne, stai un pic să mă așez. Stai că la mine e mai greu, că e cracul mai lung. N-avem centuri de siguranță. Aolo. Ia uite, a pornit poliția după noi. Este pe urmele noastre. Nino, ce faceți? Nino. Cu alte cuvinte, dragilor, să știți că este o activitate pe care o putem face în orice zi. Dacă suntem și în vacanță, cum... Stai. De altfel se și întâmplă. Aveți grijă la cameraman, da? Vă rog frumos. Eu trebuie să vin după tine. Deci regulile sunt făcute pentru a fi încălcate, măcar aici am voie, n-am voie pe stradă. Prinde-mă dacă pui. Mi-e tare teamă cu voi, sincer vă spun. Stai. Voi ați rămas din trenul vieții, învârtiți, așa să spun. Bă, dar depășește foarte bine, Francesca. Ena? Da.
chiar ești noi? Păi nu știi că eu sunt furioasă și iute? Ia! Deci cred că asta este de fapt o calitate pe care o aveți amândoi. Încă mai copilăriți, nu? Da. De fapt, eu vin în acest loc ca să verific și semnele alea unde scrie că, că trebuie să fiu mai înaltă de 1,20 înălțime și eu mă bucur că măcar în locul ăsta am voie să fiu mai înaltă. Mă simt înaltă, pardon. Bun, deci, dragilor, ideea este că mai avem destul timp să ne tamponăm aici, iar un pic mai târziu revenim la voi dintr-un loc. Știți cum? Exact cum am spus, astăzi ne depășim toate fricile și, practic, vom reveni la voi în scurt timp. Cam atât pentru moment. Ne întoarcem la voi! Pa!